când se termină odată bear market ăsta? La ce ne uităm? Cât mai avem până terminăm? Și când ar trebui să investim în piață ca să facem gain-uri masive, să ne schimbăm viețile, da? Să mergem acasă la ai noștri, să le dăm peste nas, că ne-a tot băgat pe gât pe vărul al nostru care vrea să dea la medicină mucosul la infect, care nu mai suportăm. Și ăla era practic modelul de urmat pentru toți bărbații în familie care s-au născut după el. Asta este șansa noastră. S-a terminat, George, vin după tine și bisturiul la stilbac fix în... Acum că ne-am spălat de păcate, hai să trecem să vedem niște chestii foarte interesante la care m-am uitat adineori și grație inteligenței mele artificiale o să vi le prezint și vă poate vă plac. Trei chestii vedem azi. Numărul 1. Intrăm pe chartul de la Bitcoin, pe all time și dăm pe logaritmic. Da? Este foarte important să dăm pe logaritmic. De ce? Ne uităm la toate ciclurile, da? pentru că e foarte important să vedem unde ne îndreptăm și cât mai durează până se termină bear market -ul. Ciclul numărul 1, 2013, da? a ajuns pe la 1300 de dolari, nu se vede aici exact, dar 1300 de dolari pe Bitcoin. Apoi, ciclul numărul numărul 2, 19.000, mă rog, 20.000 de dolari, ceva de genul. Apoi ciclul numărul 3, 64 65.000 de dolari, dar am avut încă un vârf după aceea, la 69.000 de dolari. Și o să discutăm imediat de ce s-a întâmplat chestia aia și un alt grafic care ne arată că aici practic s-a ajuns la un nou all-time high, însă un index important de acolo zicea că nu are niciun sens creșterea aia peste all-time high-ul precedent. Și vedem cum mișcarea aia laterală de atunci are foarte mare sens pentru ce va urma. Dar prima și prima dată vreau să vă arăt ceva ce nu v-a arătat nimeni până acum pe chartul ăsta logaritmic de la Bitcoin. Hai să ne uităm la dungile astea. De asta se numește logaritmic, pentru că are o creștere logaritmică aici. Da? 300 este o linie, 600 altă linie, 1200 altă linie, 2600, 5000, 10000, 20000, etc. Da? O să urmărim liniuțele astea să vedem unde ne duc. Pentru că nu facem analiză tehnică aici, facem o analiză mai macro un pic, din punct de vedere istoric al prețului. Și prima și prima dată vreau să ne uităm la halving, da? pentru că vorbim de teoria ciclurilor. Halvingul din 2007 a fost aici undeva în iulie, unde Bitcoin zăcea pe la 600 și ceva de de dolari. Ne uităm cum suntem fix pe linia de, mă rog, 583. Hai să vedem la halvingul din 2020, cam pe aici, prin a 5-a, câte liniuțe de astea avem diferență. Avem așa, o liniuță, două liniuțe, trei liniuțe, patru liniuțe, da? Și ajungem la nivel de halving 2016. Deci 4 ani mai târziu, după ce a crescut inclusiv Bitcoin la 20.000 și a scăzut, în punctul de la halving următor avem diferență de preț de la 600 de dolari aproape de 10.000 de dolari. Ceea ce înseamnă că nici măcar nu trebuia să așteptăm un bull market. Stăteam pur și simplu 4 ani între halving-uri și făceam o grămadă de bani. E, acum hai să mergem puțin înapoi la bull marketul din 2013. Nu se vede pe charta aici, însă halving-ul din 2012 avea Bitcoin pe la 30 de dolari sau ceva de genul sau 40. Și acum mergem înapoi la 2016 când a fost halving din iulie și vedem la fel care este diferența de pătrățelele astea față de prețul din 2012 de la halving. Și ne uităm. Suntem aici, pe linia asta de 600 de dolari. Și mergem. Una, două, 3 și a patra. Nu mai știu dacă a fost fix 30 de dolari, dar era pe acolo pe undeva. Deci de pe la 30 de dolari la 600 de dolari, 4 ani mai târziu, între halvinguri și fără să luăm în considerare bull marketul. Adică vârful ăla, blow off topul, așa se numește. E, a trebuit să ne uităm la chestiile astea istoric ca să vedem de aici încolo ce se poate întâmpla. Și ne uităm, bineînțeles, din nou la halvingul din 2020 ca să putem să estimăm unde suntem în 2024 la următorul halving. Nu pot să trasez de aici mai încolo nimic, că nu sunt cu cearturile cum fac băieța așa, cu triunghiuri desenate, cu mă rog. Dar putem să numărăm liniile astea să vedem vedem mai sus, peste 4 ani, unde ne încadrăm. Suntem aici, pe linia de aproape 10.000 de dolari, la halvingul din mai 2020. Pur și simplu mergem direct aici. Una, două, 3, și dacă ar urma și a patra căsuță, ar fi la peste 100.000 de dolari per bitcoin la halvingul din 2024. Asta dacă teoria ciclurilor este în continuare validă și putem să ne luăm după ce s-a întâmplat istoric. Dacă ar fi să preconizez și să duc patru căsuțe de astea în sus, ar trebui ca bitcoin să fie pe la aproape 200.000 de dolari în 2024. E, nu vreau să fac predicții și însă asta ne spune practic chartul. Așa că trecem la următoarea chestie pe care vreau să vă arăt și anume un index care se numește Relative Strength. Index, adică RSI, este ăsta cu galben de aici, a fost postat de Plan B. De de avem un moving average de 2 ani. Și dacă ne uităm istoric ce s-a întâmplat în bull marketurile pe care le-am precizat, ambele au avut spike-uri. Însă la all time high-ul ăsta din noiembrie, că aici vreau să ajung practic, indicele ăsta de relative strength, din momentul când s-a atins all time high-ul cel nou, n-a reprezentat nici măcar jumătate din RSI-ul ăsta de aici, de la primul all time high de la 64.000. La fel dacă ne uităm pe moving average, niciun spike aici. Și ceea ce ne spune Plan B este că în decembrie 2020 nu se aștepta să mai avem un lega pentru un nou bull market. Însă și-a dat seama că după ceartul ăsta, de fapt, picul a fost în aprilie 2021. Chiar dacă all time high-ul a fost în noiembrie 2021. Aici nu se vede ca și cum s-ar fi comportat așa. Deci, în teorie, suntem în bear market încă din mai 2021. Și atunci sărim la a treia chestie pe care vreau să vă o arăt. Bitcoin market value to realized value ratio. Adică este o rație care ne arată unde sunt generational buying opportunities. Și ne uităm, practic, la proiecția asta de jos. Aici am avut un dip masiv când Bitcoin era pe la 3000 de dolari și aici practic în 2020, în martie, când toată lumea știe ce s-a întâmplat, a mai atins un pic culoarea asta. Și la fel, istorii vorbind când s-au atins culorile astea pe chartul ăsta, atunci au existat oportunități de a-ți schimba practic viața. Că cam așa s-ar traduce, să zicem în român. Și aici vedem practic proiecția asta a chartului pe mai multe culori. Eu sunt discromat așa că n-am de gând să atentez, să vă zic ce culori sunt exact, însă este același lucru. Când am ajuns aici la overcooled, piața s-a calmat, pe nimeni nu mai interesa, aici se cumpără. În momentul ăsta, rația este de 1 342 versus rațiile de 8 6, 5 și în 2021 pe la 4 aproape. Și bineînțeles al doilea vârf care a fost noul all time high de la Bitcoin, care este puțin mai jos, deși prețul era mai mare decât all time high-ul trecut, era oportunitate un pic mai mare decât să cumpere aici. Și acum am intrat în zona asta de cult, adică piața este cult, este puțin cam rece. Dacă cumva atingem culoarea asta și mergem un pic mai jos, alea sunt practic cele mai mari șanse să cumperi cel mai jos posibil până începem din nou să creștem. Deci plan bine explicat practic în titlul anterior că bear market-ul mai are puțin și se termină. Pentru că a început din mai 2021. Deja am făcut un an. Iar după teoria ciclurilor, cam 2 ani jumătate se scade. Și în teorie, după teoria ciclurilor pe care am văzut-o, cam 2 ani, aproape 2 ani jumate, piața scade și apoi merge într-o mișcare laterală până când începe să crească din nou. Și mai este o vorbă pe care poate ați auzit-o sau nu, bear marketul se termină atunci când ultimul taur recunoaște că suntem în bear market. Dar la ce mă uit eu în principal este halvingul din 2024. Dacă teoria se menține și charturile arată la fel cum au arătat și până acum, poate cu mici modificări, plus minus 10, 15, 20% chiar. Chiar și așa, 2024 arată că Bitcoin ar trebui să fie peste 100.000 de dolari. Nu pot să bag mâna în foc că se va întâmpla chestia asta, însă ne mai uităm un pic pe chart-ul ăsta pentru că e foarte interesant ce s-a întâmplat. Este o diferență între bull marketuri. Vedem niște vârfuri aici. Sunt foarte bine conturate ca niște vârfuri de lance. E, aici nu avem chestia asta. Trebuia să fie un vârf, apoi niște eșuări de a crea un blow off top, o corecție masivă, apoi încercări din nou să se creeze un blow off top, care nu s-a mai întâmplat. A fost manipulată piața sau nu a fost manipulată? manipulată piața, nici nu mai contează chestia asta. Ideea este că cu cât s-a menținut piața mai jos, cu atât mai mult când s-a dat drumul la piață din nou, au existat creșterile astea exponențiale. Dar înainte de asta, generational buying opportunities. Asta este cea mai bună perioadă în care poți să fii în cripto și mă bucur că sunt aici. Între timp, inclusiv la sală mă întâlnesc cu oameni care mă întreabă ce părere ai, scade piața și se duce dracu forever? Dacă ajungi să crezi chestia asta, este perfect să intri în piață. Iar strategia mea în momentul ăsta este să acumulezi cât mai mult. Și nu, nu să aștept până la halving că după după urmează creșterea. Ai nevoie practic de o perioadă de a intra în piață, măcar un an de zile, ca să poți să vii cu bani constant. Nu să bagi o sumă acum și să aștepți, poate te îmbogățești în 4 ani sau în 3 sau în 2 sau în 10. Și atunci bear marketul ăsta nici măcar nu contează când se termină, pentru că cu cât ține mai mult, cu atât explozia în preț va fi mai mare atunci când începe noul bull market. Pentru mai multe resurse de educație te uiți în descriere, iar noi ne vedem în clipul următor.